Consiliul de Securitate al ONU nu vrea să se implice în războiul din Ucraina. În primul comunicat oficial de la începerea invaziei, reprezentanții ONU s-au abținut de la a folosi cuvinte precum război, conflict sau invazie, pentru ca Vladimir Putin să nu considere acest lucru un atac la adresa Federației Ruse. De la începutul războiului dintre Federația Rusă și Ucraina, mai multe organizații internaționale au preferat să nu se implice pentru a evita un posibil conflict. Printre aceste organizații se numără chiar și Organizația Națiunilor Unite. Într-un comunicat oficial ce vizează războiul de la granițele noastre, Consiliul de Securitate al ONU a decis să nu menționeze anumite cuvinte care ar putea să-l stârnească pe președintele rus Vladimir Putin. Însă comunicatul a exprimat temerea profundă privind menținerea păcii și securității Ucrainei și a exprimat sprijinul puternic pentru secretarul general Antonio Guterres în a găsi o soluție pașnică la dispută. Consiliul de Securitate reamintește că toate statele membre și-au asumat sub Carta Națiunilor Unite obligația de a-și rezolva disputele internaționale prin mijloace pașnice, au transmis reprezentanții Consiliului de Securitate al ONU. Cu drept de veto în Consiliu, Rusia a blocat toate încercările anterioare de a adopta o declarație privind Ucraina. Ambasadorul Mexicului la ONU, a cărui țară a ajutat la conceperea declarației, a fost întrebat de ce a durat 2 luni să facă acest demers și de abia sprijină secretarul general al ONU. Juan Ramón de la Fuente a declarat pentru Associated Press că trebuie să existe un început și că este un prim pas inițiativ care arată către direcția bună.